Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă emisiune De ce citim? Iată că am ajuns și la ultima emisiune a acestui an, 2023, care din foarte multe puncte de vedere n-a fost unul ușor. Astăzi vom aborda aspectul emoțional, sufletesc, acest aspect care practic ne guvernează viața și relațiile cu ceilalți. O să vorbim despre ceea ce ne propunem în anul care vine, despre ce lăsăm în urmă, psihologia renunțării și a relației cu cei de lângă noi, de ce este important ca și cei care sunt în preajma noastră, chiar dacă nu ne sunt din familie sau prieteni, trebuie să fie bine, să fie fericiți, pentru ca în societate să domnească un climat bun în care să dăm un sens cât se poate de curat existenței noastre. Astăzi mă bucur că revine în studioul DC News și în emisiunea De ce citim, doamna profesor universitar dr. Georgeta Pânișoară, pe care o salut și căreia îi spun bun venit. Bine v-am găsit! Bine ați revenit, doamna profesoară, și bucuria este cu atât mai mare cu cât, iată, încheiem împreună un sezon de emisiuni De ce citim. Ați mai fost alături de noi, am vorbit despre foarte multe aspecte emoționale, sufletești, iar astăzi ne-am gândit să venim în atenția celor care ne urmăresc cu un subiect major, care este cel al sfârșitului și începutului de an, că aici se petrece o întreagă psihologie, din care derivă foarte multe alte teme. Astfel, vă întreb așa, îmi permit să fac lucrul acesta, că ne știm deja de ceva vreme, ce dorințe v-ați pus pentru 2024? Încă nu mi-am pus. Mai sunt câteva zile până terminăm anul. De regulă fac lucrul ăsta, nu neapărat doar la sfârșitul anului, ca să nu simtă telespectatorii noștri o presiune, le spunem că nu e neapărat să le pună aceste dorințe sau să stabilească aceste obiective neapărat la sfârșitul anului. De ce nu la 6 luni? Sau de ce nu la 3 luni? Și atunci putem să mai vorbim de niște repere prin iunie, poate, pe la mijlocul anului, ca să nu se simtă această presiune atât de mare. Chiar sunt cercetări care arată că dacă ne fixăm obiective pe termen de 6 luni, realizăm mai mult decât am realizat dacă le fixăm pe un an, pentru că e o perioadă extrem de lungă și se diluează dorința noastră de a le realiza. De altfel, există studii care arată că la 3 luni, 50% dintre aceste obiective pe care ni le fixăm cam dispar. Și pe urmă, există studii că dincolo de aceste 50% rămase, se mai diluează și ele. Și doar 20% dintre persoanele care își mai pun obiective se pare că le mai urmăresc după 6 luni. Țin minte că la un moment dat în cariera mea, nici lungă, nici scurtă, am lucrat în mediul privat, într-o zonă în care făceam PR unei firme de IT, făceam mai comestibil limbajul acesta tehnic, astfel încât o altă categorie de public mai largă să înțeleagă despre ce este vorba. Și atunci am auzit pentru prima dată folosit mai des termenul ăsta follow-up. Ați făcut follow-up, zicea șeful. Băi, dar ați făcut follow-up, mai mult le zicea celor, cred că din vânzări. Trebuie să facem lucrul acesta și la dorință, adică să urmărim dacă într-adevăr le putem implementa sau cam ce ar însemna această separare a timpului pe parcursul anului.
Sigur trebuie să facem lucrul ăsta, pentru că nu putem să ne setăm obiectivele și pe urma să așteptăm să se îndeplinească singure și să deschidem șampania sau să cumpărăm artificii peste 6 luni că s-au îndeplinit singure, cum se tot vorbește cu manifestarea asta în ultimile perioade de timp. Puneți dorințe și lasă-le să se manifeste. Nu e chiar așa, trebuie să facem și noi un efort. Trebuie să acționăm și noi. Așa e. Și apropo de tema asta așteptărilor, că ne punem dorințe, dar cum evaluăm dacă ele sunt realiste? Adică am înțeles, chiar am vorbit recent cu un prieten care mi-a spus că a făcut cel mic, care are 7 ani, a făcut lista pentru Moș Crăciun și pusese și un Bugatti, o mașină pe listă. Deci, noi cum facem adulții ca să avem totuși așteptări realiste? Da? Ok. Facem în primul rând un diagnostic, zic. Ca să vedem de la ce pornim. Și nu știu cum faceți dumneavoastră, v-aș întreba, evaluați așa global ce ați făcut în ultima perioadă sau mergeți pe niște categorii? Eu le pun cele sufletești, le separ de cele materiale și încerc într-adevăr să văd în istorie cu celor sufletești, să spun așa, dacă am evoluat. Spre exemplu, pun dorință să am mai multă răbdare sau să-mi duc mai bine copiii decât, să zicem, m-au educat ai mei pe mine. N-am pus un obiectiv extrem de greu de îndeplinit, dar nici ușor, pentru că nu știi care erau condițiile. Și la astea materiale care n-au fost niciodată foarte multe în raport cu cele de lucru cu mine însumi, doresc, bineînțeles, să pot plăti mai ușor ratele, să apară o situație bună pe care să... Independentă financiară, da. Ok. Așa e bine să facem, să stabilim niște categorii, pentru că ne este mai clar spre ce direcții ne ducem în acele categorii. Pentru că dacă ne luăm niște repere extrem de generale, s-ar putea să nu evaluăm atât de bine situația. Și s-ar putea nici să nu știm exact spre ce ne direcționăm. Sunt mulți care spun că eu nu vreau să-mi setez obiective sau dorințe, că nu se vor îndeplini. Dar dacă eu nu știu spre ce mă duc, dacă nu am claritate, n-am viziune spre ce mă duc, cum o să ajung acolo? Așa este și mai ales că am avut bucuria să vă fiu student și să cunosc în general cam toată comunitatea din cadrul facultății de psihologie și științele educației și știm cu toții cât de important era să acel daydream, să visăm cu ochii deschiși. Cumva dorințele se leagă și de aspectul ăsta, de un vis de perspectivă. Exact. Trebuie să vedem unde ajungem și trebuie să fie destul de clar unde vrem să ajungem. Se vorbește și de future self, de viitorul nostru eu. Și e cu atât mai bine să trăim conform acelui future self. Pentru că dacă trăim conform prezentului self, până la urmă noi deja suntem aici. Dar așa cum ați zis și dumneavoastră, aveți și obiective de dezvoltare. Și dacă trăim conform eu-ului din prezent, nu prea ne putem dezvolta. Pentru că trebuie să mergem spre acel eu pe care eu îl visez pentru mine. Deci o plasare în context. Exact. Plasare în contextul viitor. Pentru că dacă mă văd un pic cum vreau să fiu, tind să merg în mod concret și să-mi formez deprinderile de a ajunge acolo. M-ați întrebat cum ajungem. Păi prin deprinderi nou formate, trebuie să ieșim din zona de confort. Și revin la categoriile de care v-am întrebat și vreau să extind un pic categoriile astea. Uite, mi-ați spus de obiective de dezvoltare personală. Da? Pentru că dacă ar fi să definim ce facem în următorul an și s-ar putea lumea să fie foarte frustrată dacă zic trebuie să aveți și hobby-uri, pentru că viața e destul de agitată și destul de alertă și o să zică lumea bun, când mai am timp și de hobby-uri? Păi trebuie să ne facem, pentru că în principiu hobby-urile astea ne dau o satisfacție în viață, pentru că e bine să facem și activități plăcute, să avem
timp și de activitățile plăcute pe lângă job. Și atunci, iată, să avem hobby-uri de dezvoltare personală, să avem și hobby-uri legate de, uite, mi-ați spus, de parenting, da? Sau să avem și hobby-uri care poate se duc un pic mai departe de obiectivele legate de dezvoltarea profesională. Putem să ne gândim la obiective care țin, așa cum a spus dumneavoastră, de planul financiar. Putem să ne gândim la obiective legate de identitatea noastră, cine vrem să devenim peste 6 luni, peste un an. E bine, pentru că toate cercetările ne arată să ne fie foarte clar ce facem cu contactele sociale, cu relațiile noastre sociale, pentru că toate cercetările ne arată că avem stare de bine dacă avem contacte sociale benefice și atunci trebuie să ne cultivăm prieteniile. Absolut, asta voiam să vă și întreb, dacă la hobby-uri intră și prietenia, ca să fac așa o glumă. Țin minte, eram în liceu și la un moment dat, cum tot scriam la vremea respectivă și și ulterior poezii, la un moment dat, într-una din poeziile nepublicate, scriam la un moment dat că am pasiunea mea pentru amici, era o poezie mai naivă și acum mi-a venit în minte această întrebare, dacă aceste relații de prietenie, nu știu dacă s-au făcut cercetări, cum ne poziționăm noi, românii, sau ce se întâmplă apropo de acest aspect, știm să ne apreciem prietenii sau suntem mai degrabă subordonați proverbului să moară și capra vecinului? A apărut o versiune nouă de glumă, să-i furi capra vecinului, și tot felul apar la noi în spațiul acesta mioritic, cum mi se mai spune. Care e relația cu prietenii? Cum ar trebui să o cultivăm sau ce să facem? Toată lumea citează cercetarea aceea celebră de la Harvard, care s-a dezvoltat longitudinal mai bine de 50 de ani și care s-a făcut și o carte după acea cercetare și care ne spune că cea mai mare bucurie sau cea mai mare satisfacție în viață, cel mai aducător de satisfacție în viață sunt relațiile sociale. De altfel, am citit de curând că o altă cercetare, de asemenea, luând în calcul recunoștința, relațiile sociale, meditația, sportul, mersul în natură, făcându-se meta-analiză, mult mai multe cercetări, până la urmă foarte relevante pentru starea noastră de bine, au ieșit doar 2 dintre acestea, contactele sociale și cultivarea relațiilor sociale și recunoștința. Așadar, așa cum viața de familie trebuie cultivată, nu am spus da la cununia civilă sau cum se spune, la primărie și pe urmă nu mai facem nimic pentru chestia asta, că rămânem forever, ever after fericiți. Deci trebuie întreținut tot ce se întâmplă acolo în dinamica aceea, la fel și cu prietenii. Nu poți să zici că ai niște prieteni dacă nu îi vezi decât o dată pe an. Dar, aveți dreptate. Dar da, categoric, relațiile sociale sunt aducătoare de satisfacție. Așadar, poate e bine să ne punem și pe categoria asta niște obiective, să-i vedem într-un anumit fel, să desfășurăm anumite activități cu ei, astfel încât să bifăm și această categorie pe lângă ceea ce am spus legat de obiective, cu realizările profesionale, cu familia, cu dezvoltarea personală, cu câștigurile financiare, de ce nu, starea de sănătate, cât sport facem ca să întreținem și partea de dezvoltare fizică, pentru că este un trend important și să știți că o mare parte din obiectivele puse pentru noul an se referă la cât slăbim și cât ne îngrășăm în noul an. Da. Deci o mare parte dintre obiective spun cei care au făcut sondaje la început de an se referă la
starea noastră fizică, la partea de fitness, cât sport facem și cât slăbim sau cât ne verificăm greutatea. Păi, dispar după 3 luni, cum v-am spus. S-a făcut și un studiu pe tema asta, adică dacă ne ținem de obiective, cumva? Da, da, v-am spus. Da. La 3 luni dispar 50% din motivațiile oamenilor și deja la 6 și luni cum, au... cum se explică lucrul acesta? De ce renunțăm așa ușor la... Pentru că ca să te duci spre ceva ce nu ești, îți trebuie să ieși din zona de confort. Deci trebuie să conștientizăm foarte bine că dacă vrem să evoluăm, trebuie să ieșim din zona de confort. Asta ce ar însemna pentru cine nu a studiat psihologie? Să formăm noi deprinderi și să le formăm cu perseverență. Să avem și răbdare. Când știu, cred că am pierdut deja publicul dacă spun trebuie să ai răbdare și trebuie să ai perseverență. Deja din ce în ce mai puțin avem răbdare, să formăm răbdare și perseverență la copii, da? Pentru că trăim în atmosfera asta de recompensare rapidă, eliberare de dopamină, pentru că așa ne învață tehnologia și jocurile, da? Așa că am transferat lucrurile astea și în viața reală și la școală, dăm repede multe note, dăm repede multe calificative, la vârstă mică punem multe bulinuțe copiilor rapid ca să le dăm recompense, da, se eliberează dopamină și suntem mulțumiți că am fost recompensați. Însă în viața reală, când ajungem la vârsta adultă, nu ne dă nimeni atâta recompensă. Da? Și nu ne mai e bine. Și dacă trebuie să ne dăm noi această recompensă, ce ar trebui să facem? În fiecare zi să ne felicităm că ne-am atins obiectivul respectiv sau am mai bifat 1% creștere ca să ne atingem obiectivul respectiv. Deci trebuie să conștientizăm că avem niște obiective. Nu știu, poate e prea banal și clasic să lipim obiectivele pe frigider. Hai să le lipim pe un vision board. Hai să le lipim pe birou. Trebuie să ne amintim de fiecare dată iar și iar și iar că trebuie să facem niște să activăm niște comportamente care să ne aducă spre acel obiectiv. Corpul nostru e centrat pe homeostazie, da? Din multiple puncte de vedere, nu doar fizic. Putem să vorbim și de o homeostazie emoțională. Și ce facem? Hai să o luăm legat de fericire. Da? Suntem mai deprimați sau suntem mai pesimiști și ne fixăm noi un pic, așa, după ce citim 3 cărți și după ce am vorbit cu prietenii noștri, să fim un pic mai optimiști. Și poate realizăm chestia asta o zi, două, trei, dar când vedem că nu se întâmplă nimic în viața noastră, ne ducem iar spre partea aceea de homeostazie emoțională, de nefericire, de pesimism. Da? Deci revenim la starea în care suntem noi. Și atunci un mare efort trebuie să facem, iar să ne gândim că nu renunțăm. Să ne formăm alt mindset. Deci e cumva și o ieșire din mediu obișnuit. Da. Mi-aduce aminte de o situație. Sunt copii extraordinari, adolescenți, tineri, care trăiesc, să zicem, într-un mediu familial toxic și la un moment dat își întâlnesc egalii, bineînțeles, cu care egalii pot fi buni și răi, evident, sau, mă rog, încep să intre pe un drum și o să dau exemplu, mă inspirați întotdeauna când ne întâlnim. Mulțumesc. Și mi-aduc aminte, aveam un prieten la un moment dat și noi ne duceam în niște excursii la munte. Dar aproape acolo nu era cine știe ce, era totul ieftin, aproape nimica toată, fiind dintr-o zonă mai muntoasă așa. Și tatălui la un moment dat vine în fața porții, noi ne-am dus să luăm și zice... De ce îl tot luați cu voi, măi, Flaviule?
Păi zic că luăm pentru că ne place de el, e prietenul nostru, ținem la el, ne place cu el, ne face să râdem, ne simțim bine cu el. Păi da, mă, dar zice, el zice, n-are bani, zice, cum aveți voi. Și am, bineînțeles, am, chestia asta am și scris-o în cartea Poetul merge mai departe. I-am spus respectivului tată, care mi-era de altfel și drag, că tatăl meu lucrează tot în uzină la Cugir, ca și el. Nu era nicio diferență, nu aveam niciun ban în plus. Percepția lui era pentru că dacă nu era mai, cumva mai dezghețat sau, să zicem, taică meu care era jurnalist, era mai cunoscut, era că ai bani și că el n-are ce căuta nou în mediu. Doar pentru că el, copilul, făcea ceva nou. Ieșea din tiparele obișnuite și un weekend din când în când mai venea și el la munte. Și, apropo de acest aspect, te întorci acolo unde, din nou, sunt înțelenite acele concepții de viață, că tu nu poți, că tu nu ești în stare și că orice obiective ți-ai pune, ele nu o să se poată îndeplini. Practic, trebuie să nu acceptăm că rămânem în schema aceea extrem de rigidă în care ne aflăm în prezent dacă vrem să evoluăm. Și a zice că aceasta e cheia pentru o viață împlinită, să reușim să devenim 10% mai flexibil, nu știu, în fiecare an, sau să devenim practic 10% mai adaptabili în fiecare an, pentru că vedem că viața, tot ce e în jurul nostru, se dezvoltă extrem de rapid, tehnologiile din jurul nostru. Da? Și atunci cum vom face față dacă nu evoluăm și noi în urma acestor tehnologii din ce în ce mai rapid dezvoltate? Și atunci e bine să nu acceptăm că nu putem face. Ați spus un lucru foarte frumos apropo de a ne schimba mindset-ul. A zice că o regulă foarte bună a rezilienței este, în engleză sună foarte frumos, you can't until you can. You can't until you can. Adică nu poți să faci un lucru până poți să-l faci. Da? Adică hai să găsim și forța de a nu accepta eșecul, să găsim și modalitățile prin care ajungem din punctul A în punctul B. Pentru că noi nu prea suntem obișnuiți și poate în ziua de astăzi se vorbește mult mai mult pe centrarea pe soluții, dar când eram noi mici nu ne-am format mindset-ul ăsta de centrare pe soluții. Când avem o problemă, fie ne panicăm, chiar vorbeam cu o amică, apropo de exemplele dumneavoastră din copilărie, vorbeam cu o amică chiar zilele trecute, spunându-i că de câte ori apare o situație problematică pentru ea, se panichează foarte, foarte, foarte mult. Și am întrebat-o ca să conștientizeze că situația ei de fapt nu era rea deloc, pentru că toate argumentele din ultimile 2-3 zile, ei indicau că nu trebuie absolutamente deloc să se gândească că s-ar întâmpla ceva rău. Și atunci am zis, spune și mie din ultimile 3 zile, ce ți indica ție dezastru în care te gândeai că o să fii? Nimic nu indica respectivul dezastru. Dar și poate era o schemă de reacție. Da, era o schemă de reacție. De altfel, panica pe care o simțea nici nu și-a împlinit profeția. Apropo de profeții auto-împlinite, pentru că panica care venea respectivei persoane apropo de o finalizare de situație nu a dus la finalizarea dezastruoasă a acelei situații, ci tocmai foarte fericit s-a terminat situația respectivă. Deci a zice să ne învățăm să ne gândim la oportunitățile care apar din aceste situații problematice. Mi-apare situația problematică, mă duc spre panică, se întâmplă ceva rău, sau mă duc spre ideea de situația asta este o oportunitate să mi se întâmple ceva bun. Ar fi minunat dacă i-am învățat de la 3-4 ani pe copiii noștri, atunci când imediat se manifestă foarte reactiv, da?
să-i învățăm că e o oportunitate să facă ceva cu situația respectivă. Absolut, și proverbele ne guvernează existența, apropo de acel în tot rău e și un bine. E un prilej să reformulez ceea ce ți se întâmplă și să, într-adevăr, să începi într-o altă formă care poate te ajută mai mult. Poate că într-o emisiune viitoare o să discutăm mai extins și despre psihologia prieteniei și a cuplului, pentru că, iată, aici e o bază, de fapt, de dorințe pentru un nou an. Toată lumea își dorește așa mai bine, mai nu știu ce, dar sunt și foarte mulți oameni care doresc să cunoască pe cineva, să scape, poate povestim și chiar niște lucruri amuzante. Am avut un bun prieten care își dorea, de fapt l-am, care își dorea ca pe partenerul de cuplu să lovească așa trenul, dacă se poate, și să scape de răspunderea unei decizii. Și poate vorbim un pic și de decizii. Cum e acest, ce înseamnă? La un moment dat în viață mi-a zis cineva, eram într-un moment foarte greu, și zice, hai, fă-ți curaj și ia decizii. Și mi s-a părut că îmi cade o contragreutate din aia de macara în cap. Și acum când trec pe lângă macarale și văd contragreutatea, mă gândesc, mă, dacă pică asta acum și are vreo câteva zeci de tone. Și așa am simțit că mi s-a spus să iau decizii. Deci e atât de greu să luăm decizii? Pentru că, iată, până la urmă, ce-i și simbolul acesta, final de an, început de an? E un simbol care ne pune în fața unor decizii. Cum vedeți lucrurile în raport cu decizia? Asumare. Da? Cuvântul cheie, asumare, și noi nu prea, din nou la școală și timpuriu, nu ne învață nimeni să ne asumăm decizii. Aici e mai complicată problema, pentru că, iată, se pare că cercetările spun că luăm 35.000 de decizii pe zi și vreo 226 legate de mâncare. Marea majoritatea lor sunt inconștiente, pentru că nici nu ne dăm seama. Practic, în fiecare secundă decidem ce să facem, în fiecare secundă decidem cum să acționăm. Unele sunt automate, ni se pare că se întâmplă de la sine. Însă dacă ne dăm seama că luăm decizii, mai ales emoțional, pentru că Damasio spune că suntem cu precădere ființe emoționale care din când în când gândim, nu suntem ființe gânditoare care din când în când avem emoții. Lecția asta ne spune că trebuie să ne cultivăm controlul emoțiilor, astfel încât să ajungem, iată, să gândim mai mult decât să reacționăm. Pentru că noi, de fapt, asta facem, suntem reactivi la mediu, ni se întâmplă ceva și reacționăm. Ni se întâmplă ceva și devenim reactivi. Ce ar fi să avem controlul situației? Și să influențăm. Și să influențăm în mod activ ce ni se întâmplă. Pentru că dacă vedem că avem controlul situației și ne ducem spre aceste oportunități care ne sunt date de situația X sau situația Y, nu mai așteptăm, cum a zis dumneavoastră, să fie călcat de tren nu știu cine, da? Pentru că aia este o situație absurdă, da? Trebuie să fim calmi, să vedem ce putem face noi în situația respectivă. Ne mulțumim și cu tramvaiul, ca să fac o glumă, că tu s-au ciocnit acum două tramvai. Vedeți că o să vă închidă YouTube-ul emisiunea. Glumesc. Da? Deci trebuie să ne gândim care sunt acțiunile asupra cărora avem noi controlul, da? Ca să nu fim frustrați că nu se întâmplă X sau nu se întâmplă Y, vedem ce control am eu în situația asta. Și eventual să las să se ducă situațiile în care nu am control și să văd asupra cărora dintre situațiile care mi se întâmplă am control. Într-o manieră în care eu să gândesc asuma ce pot face și într-o manieră în care urmez pașii 1, 2, 3 spre a ajunge spre scopul meu, iată,
subiectul emisiunii noastre de astăzi. V-aș mai propune o temă, doamna profesoară, că timpul se scurge repede în compania dumneavoastră. Mulțumesc! Am spus în introducerea acestei emisiuni că e important ca și cei de lângă noi să fie bine, să fie fericiți. Tot așa, într-una din scrieri, la un moment dat am abordat tema asta și am spus că atunci când te duci la un restaurant, tu ai avea de toate pe masă și restul care ar fi acolo n-ar avea nici de un ceai sau de o felie de pizza. Unde ar mai fi fericirea? Cât de important este să facem bine, să donăm, poate să ajutăm în mediul în care suntem? Ce ne puteți spune despre aspectele astea ale fericirii celorlalți, de la care nu așteptăm după aceea un payback, ca să zic așa, o răsplată? Cercetările din nou arată că ne fac fericiți situațiile în care suntem empatici, situațiile în care ne gândim la ceilalți, situațiile în care suntem recunoscători și situațiile în care ajutăm. Din păcate, noi ca societate nu avem o cultură a donării și a donațiilor, nu avem o cultură a ajutării semenilor. Foarte, foarte rar, și dacă ți-ai propune, în principiu nu știi unde să te duci să donezi X sau Y, pentru că nu știi efectiv unde să te duci. Deci poate trebuie să fim un pic mai conștienți de spațiul ăsta care ne-ar face fericiți. Da? Spațiu virtual care ne face fericiți, să vedem care sunt ONG-urile care ajută, să vedem și nu doar de sărbători, pentru că sunt cercetări inclusiv care arată că dacă îi ajutăm pe ceilalți, inclusiv în corp se simte, da? Scade tensiunea și toate aspectele astea care țin de bătăi de inimă, tensiune, modul în care funcționează sistemul digestiv, se îmbunătățesc aspectele astea somatice dacă ne ducem spre ajutorat. Așa e, și mai era la un moment dat, cred că tot un fel de cercetare sau oricum din sfera lucrurilor aproape dovedite științifică, dacă alocăm o parte din venitul nostru pentru astfel de acțiuni, oricum ea nu s-ar pierde, cum se pierde în mod obișnuit pe tot felul de lucruri neprevăzute. Deci, practic, par a fi așa niște reguli ale lumii ăsteia în care trăim, pe care uneori poate nu le recunoaștem. Ce vă place să faceți cel mai mult așa ca hobby? Ce vă doriți de la 2024 să vă aduc din punctul acesta de vedere, să zicem, mai simplu, mai tangibil? Un film preferat, o carte, nu știu de care. Am citit deja mult de sărbători, dar m-am dus și spre partea profesională. Zilele acestea am ascultat niște cursuri și am citit niște cursuri, cred că nu e bine să spun lucrul ăsta. Mi-am formatat un pic și niște obiective profesionale. Dar cred că o să aloc mai mult timp și spre hobby-uri care nu sunt numai de dezvoltare personală. O să... Nu-l menționez, dar îl am în cap. Da. Nu sunteți obligate, doar eram curios că știu că tot așa, tot timpul am făcut anul trecut și lucruri care m-au scos din zona de confort și le-am arătat un pic, fără să arăt viața mea personală mai mult, atât de mult pe rețelele sociale, dar se vede Facebook, Instagram, TikTok, așa, din când în când mai pun câte un reper cu care ies din zona de confort.
Pentru că în rest le țin rețele respective pentru a promova știința aplicată și să vorbim despre lucruri științifice, dar în mod practic, ca să mergem după repere științifice totuși, pentru că e multă pseudo-știință în spațiu public și lucrul ăsta deranjează uneori un pic. Așa că mai postez câte o nebunie care poate inspiră și probabil că o să fac și anul viitor lucrul ăsta. E bine să avem în principiu așteptări de la viitorul nostru, pentru că așa cum am început emisiunea și terminăm cu lucrul ăsta, poate spun unii că nu-i bine să ai așteptări pentru că vei fi dezamăgit și că te iluzionezi. Sunt curente diferite. Să gândești extrem de realist ca să nu te iluzionezi, dar e și curentul acesta, inclusiv legat de argumente științifice, să vezi viitorul tău cât mai mare, pentru că atunci și prezentul tău îl faci mai bun, pentru că te duci spre viitorul ăla foarte mare. Da. Și dacă e să te duci spre viitorul ăla pe care îl gândești de 10 ori mai măreț, nu doar dublu măreț, ce vei face tu ca om de acțiune? Vei gândi să-ți găsești resurse în prezent ca să te duci spre acel viitor mai mare. Deci e ceva relativ științific. Da? Nu vorbim de iluzii, nu vorbim de fantezii. Ați pomenit de rețele de socializare și așa cum reiese din ceea ce ați spus și din ce am urmărit și eu, sunteți dintre persoanele care folosesc în mod util și în favoarea lor acest instrument al rețelei de socializare, dar sunt oameni care mai rău își fac pentru că intră pe rețele de socializare și încep să se compare. Xulescu e acum în Bali, Ylescu e la Terme. Și așa mai departe. Și tu nu poți să faci față tuturor acelora. Sau cu tare are prietenă, cu tare are soț, exact. Nu știu ce. Ce fericiți sunt. Da, cum gestionăm perceptiv această scrolare a rețelei de socializare și cât credit să dăm realității din spatele acelor imagini? Sau cum să facem? Realitatea ne arată că multe din lucrurile acelea sunt doar momente, poate pentru oamenii respectivi, sau nici măcar nu sunt adevărate. Pentru că știm și din experiență proprie, nu proprie, dar știu eu nu postez lucruri personale pe rețelele mele de socializare, dar știu eu câțiva prieteni care erau fericiți și a doua zi au divorțat. Da? Da. Deci imaginea... nu ne comparăm cu oamenii care sunt fericiți, chiar îmi spunea o prietenă. Zice, eu nu intru zilele astea pe Facebook, că toată lumea s-a pozat sub brad fericită și știm că nu e toată lumea fericită sub brad. Și practic ce e? Un obicei, un reflex, acest comportament de a arăta că faci ce trebuie sau ce se așteaptă lumea, nu știu. Da, aș zice să nu mai gândim atât de mult în stereotipii, să nu mai gândim că toți trebuie să fim fericiți de Crăciun, să ne gândim și la... M-ați întrebat mai devreme apropo de prieteni, de empatie, de dăruire, de generozitate. Hai să ne gândim de sărbători un pic, dacă se poate, și să sunăm poate o persoană care ne gândim că e singură de sărbători. Pentru că m-ați întrebat ce să facem apropo de a duce societatea mai spre bine. Dar ne gândim oare de sărbătorile astea că poate cineva are primul Crăciun singur? Sau că cineva tocmai, cum spuneați dumneavoastră, e singur de sărbători, că i s-a terminat o relație. Sau cuiva poate i-a murit cineva din familie de curând sau urmează. Ne gândim un pic și la oamenii aceștia, pentru că dacă intrăm doar în caruselul ăla pe care l-ați menționat, ce fericită este absolut toată lumea pe rețelele de socializare, intrăm în depresie, pentru că ne comparăm cu acei oameni și noi nu facem față. Noi suntem o singură persoană
Și noi, această persoană, așa cum a zis dumneavoastră, nu putem fi în secundă aia fericiți și la Terme și în Bali și cu familia și cu tot clanul de 20 de persoane și tot așa. Cu sarmaua în furculiță. Dar mai mult sau mai puțin. În încheiere, da. Chiar asta era și poate că o să continuăm în emisiunea următoare. Un aspect foarte important este acela al vulnerabilității. Am pus eu mâna pe o carte primită într-un context psihologico-academic de o persoană foarte apropiată și mi-am luat cartea și ținând cont de aspectul acesta al închiderii pasajului Grant, cine vine și se duce cu 178 la Biblioteca Centrală Universitară, drumul durează vreo jumate de oră, 35 de minute cu autobuzul și citesc Curajul de a fi vulnerabil de doamna Brown, nu mai știu prenumele. Brené Brown, așa. Da? Și i-ați luat cartea soției, deci Roxana a donat cartea asta. Am luat-o eu, că după primele pagini chiar m-am simțit atras și sunt exigent, doar mă știți cu cărțile, dar e chiar o capodoperă și scrisă la modul atât de simplu, că toți suntem la De ce citim, poate că e recomandarea. Am făcut și eu o postare cu primele două pagini din Brené Brown, Curajul de a fi vulnerabil, dar poate emisiunea următoare o începem fix cu vulnerabilitate și încredere în sine. Vă las pe dumneavoastră să vă continuați ideea, dar am postat și eu pe Facebook, poate intră oamenii acolo. Că asta e sarea și piperul comunicării. Da, un pasaj din Lincoln, de la Sorbona, 1920, care ne spune atât de frumos că până la urmă victoria este apropo și de rețelele de socializare, că victoria este a celor care acționează, cei care sunt în ring, nu a celor care critică și judecă de pe alături. Așadar, e un îndemn la a acționa orice ar ieși. Dacă iese eșec, hai să ne gândim la eșecul ăla ca la o lecție. Absolut. Așadar, obiectivele alea la care m-ați invitat să ne gândim împreună pentru anul viitor sunt până la urmă fie reușite și fie succes sau pur și simplu sunt lecții pe care le învățăm, pentru că eșecul ăla este până la urmă pasul de dinainte de succes. Absolut, și vă completez cu un proverb scoțian pe care l-am aflat chiar la fața locului când am fost la un curs în 2011 la Edinburgh. Era așa de genul ăsta adaptat: mai bine să eșuezi, să tot eșuezi încercând, decât să eșuezi până ajungi să încerci. Corect. Și într-adevăr se potrivește. Dar v-am spus în emisiunea următoare, mi-aș dori să vorbim foarte mult și despre mediu. Mediu, într-adevăr, e un factor determinant ca un om totuși să depășească, să-și depășească această condiție și să poată merge mai departe. Dacă el se întoarce tot timpul acolo unde e tras în jos, trebuie să ne gândim la niște strategii ca el să se poată autopropulsa în afara mediului toxic respectiv. Și am în minte tot felul de situații de viață, prieteni care au rămas în relații foarte nepotrivite, lumea tinde să blameze, să spună e de vină ăla sau de vină cutăreasca. Nu, eu cred că acolo s-a întâmplat ceva, cred că de la mai începuturi, să spun așa, și oamenii au tot continuat să amâne, să amâne, să amâne. Amânarea e bună în cazul răbdării pe care ați menționat-o. Eu cred că e o strategie bună de răbdare uneori, amânarea. Dar în alte contexte, poate că, mai ales atunci când vine vorba de suflet și de hrana partea asta de zi mentală, cu zi, da, e mai bine să fie pusă pe masă ca o carte deschisă și să se ia o decizie. Uite, am trecut prin tot firul. E bună amânarea în ideea de a nu fi reactiv, că am spus mai devreme, să nu ne repezim să renunțăm la ceva sau să nu ne repezim să acționăm neștiind neapărat
reperele pe drumul ăla, dar la un moment dat ajungem la o intersecție. Așa și e. Trebuie să știm la intersecția aia ce facem. Rămânem acolo sau mergem spre o cale nouă? Da, uite, mi-ați deschis tot felul de amintiri și efectiv, ba din cărți în care am scris lucrurile respective, ba din ce mi se întâmpla la prima facultate, cea de drept pe care am făcut-o la Alba la 1 decembrie, eram foarte tânăr și eram președinte al unei ligi studențești. Și la un moment dat se întâmplau tot felul de lucruri. În toate era o politică, aproape ca în House of Cards, dar la scară mai mică, de acvariu. Și Cutărescu voia el, cineva voia să te împiedice să faci o acțiune sau alta. Și când cineva îmi făcea un lucru mai neplăcut, aveam o anumită formă de a reacționa. Femeile nu pot să facă asta, un bărbat o putea. Nu mă mai bărbieream. Și dacă, de exemplu, mi se întâmpla o nasoală, cum se spune în colocvial, în vulgar, în limbajul de zi cu zi, nu mă bărbieream. Și cine mă vedea dintre cei apropiați care știau metoda mea, nu erau foarte mulți, zicea, aoleu, nu e bine, de ce nu te-ai bărbierit, ce ai pățit? Și până în momentul în care îi plăteam polița, respectivului care îmi făcuse nasoala, și atunci mă bărbieream, după ce îi plăteam înapoi. Și poate o să ne spuneți, asta e ultima idee și încheiem emisiunea, dacă e bine sigur să, e ultima idee. Da, să plătim cu aceeași, uneori să plătim un rău care ni se face, să restituim, cum se mai zice în psihologie, și știu că cred că și Peirce a abordat la un moment dat aspectul ăsta. Ținem în noi ce am încasat sau dăm înapoi cum... Fiecare face cum crede, dar nu e ideea de ținut în noi, e ideea de a merge mai departe. Dacă rămânem acolo foarte, cum spuneam, în rigiditate, în flexibilitate, nu avansăm. Dacă așa a fost situația să fie, de ce să nu mergem noi mai departe? Poate vorbim în dățile următoare și de radical acceptance, adică acceptare radicală a ceea ce ni s-a întâmplat. Dacă nu putem schimba, hai să acceptăm în mod radical că nu putem schimba situația respectivă, să mergem mai departe. S-ar putea să ne fie foarte, foarte bine dacă căutăm acele oportunități de dezvoltare și de a merge mai departe. Eu sunt total de acord, doar că dacă ni se întâmplă din nou, atunci cumva ne împovărăm. Dar discutăm aspectul ăsta. Mulțumim foarte mult, doamna profesor universitar, dr. Georgeta Pănișoară, pentru prezența în emisiunea De ce citim, ultima de anul acesta, 2023. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Tuturor la mulți ani, mulțumim lui Daniel Dincă pentru asistența tehnică, lui Valeriu Barbu de la Radio Vocativ pentru că preia emisiunea la radio și vă dorim să aveți un 2024 cu multe reușite, cu sănătate și cu prieteni și familie alături. Tuturor, numai bine, la revedere! Numai bine!